La inițiativa Clubului Mămicilor din orașul Rezina s-a organizat o întâlnire cu medicul neonatolog pediatru Mihai Stratulat. Mămicile au adresat doctorului diverse întrebări ce țin de sănătatea copiilor. Cele mai frecvente greșeli ar fi graba, da? Panica. Părinții niciodată sau mămicile niciodată n-au răbdare să urmărească starea copilului și să se mai aștepte un pic să vadă cum se simte copilul, cum o să iasă din viroză sau nu. Administrarea de antibiotic, pe care îl consideră remediu pentru toate bolile, inclusiv și pentru febră și pentru sinarcie, să-l dea cât mai repede și atunci o scape mai ușor copilul. Nu știu, frica asta lor de complicații, frica asta de pneumonie, deci cum copilul tușește, cum începe a tuși, cum începe să facă febră, primul gând la care ajung mămicile, asta este copilul gata, face pneumonie. Pe de o parte, gândul ăsta este indus și frica asta este băgată de către, și inclusiv de către colaboratorii medicali, dar medici de familie sau pediatri, care și ei, mulți dintre dânsi, într-un final ajung tot să gândească și să teamă de această pneumonie care foarte rar există ca atare. Mihai Stratulat s-a născut într-o familie de medici. Meseria pe care acum o am, toate cele secrete pe care le aplic sau sfaturi care mi le-a dat, acum le aplic în activitatea mea de zi cu zi. Am învățat mult, am învățat să am răbdare, am învățat să tratez doar atunci când am o diagnoză, am învățat să pun o diagnoză atunci când am făcut toate investigațiile și sunt sigur că uite, asta este diagnoza. Am învățat să comunic inclusiv cu părinții, da? Atunci când panichează, cumva să iau, fii mai tare, da? Câteodată și așa este nevoie, așa mai aspru să vorbesc cu mama ca să se liniștească. Fii mai încet, depinde iarăși de părinte și cum reacționează. Așa am învățat un lucru, deci pentru dânsul cel mai important era sănătatea copilului. Și chiar dacă undeva trebuia să scoată o diagnoză pusă greșită de către alt coleg, deci întotdeauna o făcea spre binele copilului. Și nu conta nimic decât iarăși copilul într-un final să iasă sănătos. Și spiritul ăsta de progresist, el întotdeauna a fost foarte progresist, deci toate lucrurile noi care apăreau în lume, în tratarea și îngrijirea inclusiv a copilului, el încerca să le aplice aici în Republica Moldova. El a fost pediatru, apoi a făcut neonatologie, a creat acest obiect nou. Da, pentru că de mic copil crescând în așa familie, văzând cum la noi în ospiții vin pacienți cu copii care ulterior au devenit și prieteni de familie, mergând chiar și la el la spital, văzând cum consultă, vrei, nu vrei, rămâne, se imbibă în creier. Și da, m-a influențat ulterior să aleg această profesie și să o urmez. Tinerele mămici s-au arătat mulțumite de întâlnirea cu medicul Mihai Stratulat. Sunt mama la doi copilași. Cu prima fetiță m-am chinuit foarte mult, am fost la foarte mulți medici, toți îmi spuneau că face angină foliculară, dar ea avea candidoză și doar domnul Mihai ne-a pus diagnostic corect. Timp de un an jumătate eu primit antibiotic în fiecare lună. După ce am fost la dumneavoastră lui, deja sunt 2 ani, fata nu a primit niciodată antibiotic, de la 2 ani până la 4. Sunt 2 ani de când eu nu i-am dat ei antibiotic. Deci ei sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru dânsul, am foarte multe informații, au fost utilă astăzi, chiar foarte multe am învățat, să-i dai Dumnezeu sănătate și dă Doamne toți medicii să iei exemplu de la dumnealui. Este un medic de nota 10, deci nu se discută. Cum am spus și alți mămici, cum se spune pe Facebook, este Kamarovski din Moldova. E un medic super, nu am cuvinte. El și noi la dânsul tot mergem și la Chișinău și ne bucurăm că a venit aici. Păcat pentru mămicile care nu au fost, mare păcat. Iar o să învețe multe lucruri utile pe care sunt sigură că nu le știu, nici 50%. A fost un seminar foarte util, fiindcă multe mame confund unele momente în educația copilului și în igiena năsucului, a căilor respiratorii. Eu cred că s-au atins anume acele momente care, spre regret, în Republica Moldova au fost atinși de foarte puțini specialiști în ceea ce privește antibioticele, în ceea ce privește vaccinile, că mulți refuză, însă nu este recomandat. Eu sunt recunoscătoare dumnealui că a explicat mămicilor și le-a convins că vaccinile trebuie de făcut și antibioticele trebuie de redus la minim. Această activitate a fost organizată cu susținerea președintei Raionului Rezina, Eleonora Graur. Sănătatea este cea mai de preț calitate a fiecărui om. Cu
această ocazie vreau să zic că sănătatea copilului depinde în primul rând de educația de acasă și de disponibilitatea mamei de a avea grijă de copilul ei. Cu această ocazie vreau să salut inițiativa Clubului de Mămici din orașul Rezina, care astăzi s-au adunat în această sală și au făcut invitația unui specialist în domeniu și anume a domnului Mihai Stratulat, medic neonatolog pediatru. Stimate domnul medic, vreau să vă salut la noi în Rezina și să vă zic că sunteți astăzi prezent, dar să știți că în amintirea noastră întotdeauna îl avem pe tatăl dumneavoastră, care a fost medicul Pietru Stratulat. Un om de omenie mare, un om care în urma lui a lăsat fapte bune doar, un om care a știut întotdeauna să-și aprecieze băștinașii și a știut să-i asculte, să-i primească și să-i ajute. Dumneavoastră sunteți fiul acestui mare om al medicinii, a unui om care a știut să vă dea acea educație și la prima inițiativă care a venit de la mămicile din raionul Rezina, dumneavoastră ați fost acel care ați dat curs invitației. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți astăzi în raionul Rezina, că sunteți împreună cu mămicile tinere din raionul Rezina și că sunteți pentru a le ajuta, a le sfătui și a veni cu informația necesară pentru ele. Vreau să vă doresc ca acest dialog, această întâlnire de suflet pe care o să o aveți astăzi cu Clubul Mămicilor Tinere din orașul Rezina să dea roade pentru viitoarea generație a noastră. Ca împreună cu dumneavoastră să creștem o generație tânără, sănătoasă și demnă de a fi cetățeni a Raionului Rezina și a Republicii Moldova. Vă mulțumim mult, vă doresc să aveți un dialog frumos și cu siguranță vreau să încurajez mămicile ca să nu se oprească aici. Asta este doar prima invitație, să continue invitații pentru diferiți specialiști și întotdeauna să fiți insistente pentru a găsi adevărul. Vă doresc o zi frumoasă alături de acest medic care este băștinașul nostru. Mihai Stratulat este medic neonatolog pediatru, președintele Asociației de Medicină Perinatală, asistent universitar în Departamentul Pediatrie și fondator al unei clinici private de pediatrie.